Antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi La Europa FM Bună ziua părinți, bună ziua copii Sunt Mirela Retegan și împreună cu Gașpar Gheorghi Vă invităm la o nouă ediție Antrenorul Părinților bună dimineața! O ediție specială, bună dimineața Mirela Ultima! Aaaa! A venit vacanța da, cu da. trenul din Franța da, Exact, exact Cum era mai departe? Cărțile pe foc? Hai copii la joc! Da, da, eu partea cu jocul mi-o amintesc ce e, Și e eu aia cu focul <laughs> Dar n-am înțeles-o niciodată Că nu avem, nu simțeam nevoia să ard cărțile din potrivă Am păstrat toate cărțile Da, de ea de joacă, sună bine la orice vârstă da. Da, da. Așa că astăzi vreau să vorbim despre povești. Da. Despre cât sunt de importante poveștile în viața noastră, despre cât sunt de importante poveștile în viața copiilor și despre cât este de important să facem o poveste din orice. Gașpar, care era povestea ta preferată? Povestea mea preferată în copilărie. Mm -hmm. Uu, ce, ce întrebare dificilă. Sau dacă e un exercițiu de memorie prea puternic da, pentru această da. ultimă ediție, unde creierul nostru este destul de obosit, așa zim prima poveste care îți vine în minte. Când zic poveste la ce te gândești? Uite, când zic. Când zici poveste, mă gândesc la Nils Horgensen, așa. un personaj dintr-un desen animat, un băiețel micuț care avea o relație foarte apropiată cu niște gâște. Nu știu dacă ai văzut, da, 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 știu. dacă cunoști povestea. Știu, știu, Asta e prima imagine, îl văd așa pe Nils pe, pe aripile unei gâște și pornind la Da, e la foarte drum. frumoasă povestea. Foarte frumoasă, întreabă-mă. Mirela, uh, care e prima poveste care-ți vine în minte? Îmi vine în minte Habarnam. Habarnam. Da, povestirile lui Habarnam, uh -huh. care e o poveste din copilăria maiei, nu din copilăria mea, dar uh, pe care am iubit-o foarte tare. E o serie de povestioare despre un personaj, un pitic, pe uh -huh. care îl cheamă Habarnam uh -huh. și care descoperă lumea într-un fel foarte naiv de a o privi iar uh, la Teatrul Odeon s-a pus în scenă Habarnam, cu Pavel Bartos în rolul principal și cu nume foarte mare, Rodica Mandache, doamna wow. uh, Lazar, cei mai mari actori de la Teatrul Odeon au jucat personajele din Piticuț și Piticuță din, din Habarnam. Eu am fost la premieră cu uh, soția lui Pavel Bartos și cu Eva, fica lor cea mare, și cu Maia, când erau foarte uh -huh. mici, aveau patru respectiv doi ani, și Eva striga din lojă de fiecare dată când apărea Habarnam, Tati! Da, <laughs> și mi-a rămas în minte foarte clar se mai joacă din când în când wow. foarte rar, în schimb există pe piață și cartea cred că la Humanitas este și audiobook făcut de Marian Râlea E, le o, recomand frumos. tuturor celor care ne ascultă această carte, povestirile lui Habarnam. Asta îmi vine în minte hmm. în momentul ăsta. Și din copilăria ta, prima poveste? Prima Dacă... poveste care îmi vine în minte din copilăria Așa. mea e Capra cu 3 Capra cu da. M-a marcat mm -hmm. foarte tare, n-am dormit nopțile, mm -hmm. pentru că îmi imaginam acei... Uh, ieduți. Ieduți uh, rânjiți, plini de sânge, pe uh, fereastră. <laughs> Ai avut și... o imaginație bogată. Nu, 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 asta mi-a rămas în cap. Uh, pentru că în povestea așa e, în povestea originală, după ce lupul uh, mănâncă, ei, uh, mănâncă pe cei doi, le pune capetele în fereastră. Aha, asta nu nu mi-am minte. Și, pe normal, că tu ai avut grijă să-ți amintești <laughs> numai eduții de la început. Cred că ale părinții când... mei n-au citit această parte din poveste. <laughs> să știi că face sens, pentru că nici eu nu i-am citit-o mai ei. Părinții mm -hmm. m a marcat atât de tare. Dar... Uh, Totul are sens ca să da, citezi da, da. un clasic în viață, <laughs> uh, pentru că în Zurli nu o să găsești nicio imagine de felul ăsta. Am avut atât de multă grijă în Zurli să nu pun imagini urâte și care să marcheze nopțile copiilor. Hmm. Poveștile da. sunt cele scrise de autori și sunt cele pe care le trăim zi de zi. Cât de importantă este povestea în viața unui copil? Nu, cred că este foarte importantă. La fel de important precum este aerul, precum e mâncarea, iubirea părinților. În aceeași categorie și pune și poveștile. Eu, în copilăria Maiei, făceam o poveste din orice hmm. lucru îl consideram important să-l învețe. Și îi împachetam acele... <hânt> reguli sau restricții sau direcții într-o poveste care să o facă să înțeleagă exact de ce mergem undeva, de ce trebuie să facem ceva, de ce ni se întâmplă anumite lucruri. Hmm. Am împachetat apoi toate poveștile acestea și le-am transformat într-un produs care se regăsește astăzi în zorli. La baza fiecărui spectacol este o poveste. La baza fiecărui uh, personaj stă povestea personajului și uh, sunt foarte fericită să descopăr copiii care trăiesc astăzi hmm. cu personajele din poveștile Zurli, așa cum uh, ți-l amintești tu pe băiatul da, care pe da, uh, da, da. Alerg, uh, zbura pe, pe o, uh, o, rață. Gâscă. o gâscă, o ăștia Gâsc da, erau. Da, da. În timp, ce, în timp ce vorbeai, mi-a mi apărut această imagine apropo de povești. Cred că poveștile reprezintă locul în care mintea și inima noastră se întâlnesc. Pentru că e, fiecare poveste are un mesaj important pentru minte, pentru partea asta cognitivă, ne educă într-un anumit fel, însă în același timp deși atinge inima prin încărcătura emoțională, prin uh, mesajul uh, subliminal care, care ajunge și atât de important să, să îndrăznim să facem ce ai făcut tu, Mirela, așa să aducem cât mai multe povești în viețile copiilor, pentru că povestea este limbajul pe care un copil îl înțelege cel mai bine. Ce facem cu părinții care nu știu să spună povești? Îi învățăm să să fac asta. Cum pot să învețe? punând mâna pe o carte de povești și permițându-i să o citească, intrând în rolul fiecărui personaj, probabil ascultând povestea lui Habarnam și învățând de acolo cum anume își pot modela, ajusta, adapta tonalitatea, vocea, uitându-se de exemplu. Eu, eu cred că un părinte poate învăța, și la modul cel mai serios vorbesc acum Mirela, un părinte poate învăța extrem de multe despre povești, uitându-se la toate clipurile pe care voi le aveți pe YouTube la Gașca Zurli. Adică e un context atât de bun pentru a intra în lumea imaginației, în lumea fanteziei și ați da voi acolo să fi creativ. Mi se pare că asta faceți voi cu Gașca Zurli. Aduceți, readuceți creativitatea în viața noastră. Da, să știi că o să mă gândesc la uh, un program în care să-i învățăm pe părinți să inventeze povești, să-i învăț pe părinți să inventeze povești. da. da. Punctuale pentru anumite momente din viețile copiilor lor. Pentru că, probabil, pentru unii dintre ei este dificil. Eu, din fericire, am avut dintotdeauna această înclinație. mi îmi plăcea să fac compuneri. Am fost hmm. la Olimpiada Națională de Română, în clasele uh, gimnaziale și eram pasionată să creezi povești din orice. Dar nu toată lumea are acest talent. Oamenii uh, au o greutate în a se exprima mm -hmm. într-un dialog simplu despre lucrurile da. din viața lor, dar amintă să-și mai folosească și imaginația ca să creeze um, povești. Pe mine m-a ajutat formatul de om de radio. Mm -hmm. Am înțeles foarte devreme. Copiii văd ce aud. Exact. Și atunci dacă noi le spunem povestea potrivită, ei, cu ochii minții, da. pot să vadă, să-și creeze contextul și să prindă încredere, să facă lucruri pe care altfel probabil s-ar teme sau ar refuza să le facă. Sunt oamenii conștienți de importanța poveștilor din ce știi tu în cabinet? Cred că prea puțin. Prea puțin, pentru că ne luăm atât de în serios de cele mai multe ori și suntem atât de deconectați de inimile noastre, de creativitatea noastră, încât rar ne permitem să facem asta. Deși studiile de specialitate ne arată foarte clar că cei oameni care cred în puterea metaforelor, cred în puterea poveștilor, reușesc să fie mai fericit, să se vindece mai repede, să facă față mai ușor provocărilor vieții și cred că aici fiecare dintre noi poate învăța să facă asta. Important e doar să înțelegem că e genul de pe care o putem cultiva. Nu cred că oamenii se nasc unii cu capacitatea de a spune povești sau de a fi creativi, și alții se nasc fără capacitatea asta. Cred că e o deprindere pe care o putem dezvolta indiferent de vârsta pe care o avem. Ce e o poveste? Ce e o poveste din punct de vedere psihologic? Din punct de vedere psihologic e. E un instrument. Care ne ajută să acceptăm un adevăr care e greu de digerat. Și, la fel ca orice adevăr, nu, nu ai cum să, să digeri ușor lucrurile noi, lucrurile care te surprind, lucrurile care, pe care încă nu le-ai descoperit despre tine. Și cred că asta, asta fac poveștile: ne ajută să digerăm adevărul într-o manieră mai umană, într-o manieră mai accesibilă. Din punct de vedere Zurli, Lee... Povestea este o alternativă, o alternativă la viața reală uh -huh. care te ajută să trăiești emoții și să obții în planul imaginației lucruri pe care nu le poți obține în planul fizic. Uh -huh. Eu îi învăț pe părinți că pentru orice lucru de pe lumea asta există varianta invizibilă. Uite, Gașpar, dacă tu acum îți dorești o bicicletă da. și eu nu-mi permit această bicicletă sau nu pot să-ți dau această bicicletă sau nu găsesc această bicicletă, eu te fac să uh, să vezi și uh -huh. să simți cum e să te dai cu o bicicletă invizibilă. Hmm. Și pur și simplu ne jucăm da. de bicicleta invizibilă. Dacă tu, Diuri, uh, da. vrei luna de pe cer, eu îți dau o lună de pe cer invizibilă. Wow. Te pun să întinzi mâinile, uh -huh. să închizi ochii și să te pregătești pentru că luna invizibilă este suficient de grea uh -huh. încât tu trebuie să te concentrezi să o poți ține bine în mână și nu o poți ține decât câteva secunde. Și închizi ochii și te pregătești și eu iau luna și zic gata, uite, acum deschide ochii, vezi luna? Uh -huh. Și copiii văd luna. Da, da. O mai poți ține? Da, o mai pot. Cât o mai pot ține? Uite, număr până la 5 și pe urmă luna se duce înapoi pe cer. 1, 2, 3, 4, 5. Gata, foarte și luna a plecat. Da. Și știi? Fac asta de foarte multe ori la spectacole, când la, la autografe, vine câte un părinte și zice: "E ziua lui astăzi. Mm. E ziua ei astăzi." Și îl văd pe copilașul acela care de ziua lui e acolo cu mine și cu restul copiilor și îi adun pe toți copiii de la rând care stau la autografe și zic fiți atenți, astăzi e ziua lui Beatrice. Beatrice, câți ani împlinești? 5 ani. Beatrice, noi toți suntem la petrecerea ta. Ne imaginăm că este o petrecere, da? Bun, hai, mâinile sus toată lumea, Eee, Toată lumea ridică mâinile da, și da. facem atmosferă de petrecere. Și mai departe, ne imaginăm că. Eu am în mână un tort mare. Doar cei care cred în puterea imaginației pot să vadă tortul. Vedeți tortul? Și toți copiii zic... Da! da! Niciun părinte nu mișcă un mușchi de pe față. Copii, de ce, de, cu ce e tortul, Beatrice? Că e ziua ta. Cu ciocolată. Și cu ce mai vreți, copii, să fie tortul? Cu frișcă, cu capciuni, cu bomboane. Mm -hmm. Perfect. Avem un tort mare sau un tort mic, mare? Oh, ce greu e tortul ăsta mare! Bun. Acum, vedeți lumânările de pe tort? Da! Sunt aprinse? Da! Beatriz, noi toți o să numărăm până la 5. Și când ajungem la 5, trage aer în piept și sufli cu putere în toate lumânările. Copii, 1, 2 și toată lumea numără. 3, hmm, da, 4. Da. Și când am ajuns la 5, copilul trage aer, suflă și eu uit că am tortul în și aplaudăm toți. Și spunem, caule, tortul, ridicați-l de pe jos. L-am scăpat, s-a Toți se-a pleacă să ridice tortul. Și hmm. acum faceți-vă cu tort pe nas și faceți... Va... În trei secunde au intrat toți în această poveste. Știi ce înseamnă pentru copilul acela? Cea mm. mai frumoasă amintire da. posibilă. Deci îi văd pe părinți. Se uită la mine cu admirație, cu un respect, mm. cu o recunoștință care te emoționează până în inimă. Și îmi dau seama că ei nu știu să facă asta. Nu pot să fac asta. Nu au fost învățați să facă asta. Și după asta, ce da? termin, le spun să faceți asta de ziua fiecărui copil. Mm. Voi aveți acasă tortul adevărat și chiar puteți să faceți exact. asta uh, acasă la voi. Și pleacă mai fericiți cu încă un lucru pe care l-au învățat mm. și care poate să-i ajute. E atât de frumos ce ai spus, Mirela, și felul în care ai explicat, pentru că, de fapt, uh, poveștile ne ajută să ne apropiem. Ne conectează Facem noi când ne îndrăgostim, domnul Gașpar, <laughs> Cu ce ne face pe da, noi da. celălalt? Cu? Cu? Povești. Exact, exact, exact. Da. Cu ce ne păcălește și pe acolo noi și iubirea? Și mintea noastră intră foarte ușor în, în acest mod de a construi povești și ne imaginăm doar lucruri frumoase și pozitive. Da? Mie îmi place să cred că noi păcălim cu povestea mintea. Pentru mm -hmm. că atunci când te îndrăgostești, <laughs> sufletul, nu în serios tot timpul am spus asta. Dacă mintea mea, așa, cu mintea ta așa. devin prietene, inimile noastre se bucură. Absolut. Sufletele noastre se bucură. da, Dar dacă inima mea, cu inima ta Încep să bată una <laughs> pentru cealaltă, mințile noastre nu sunt foarte fericite la început. Și vin și zică și zic, mirela. Gașpar, vezi că e vânat de multe femei Vezi că pe Gașpar îl cam plac toate Gașpar oricum nu o să se uite la tine Că e și mai în vârstă Și oricum lui îi plac blondele Cu ochii albaștri Și lasă că Sau vezi că o să pățești cu Gașpar Cum mai pățit și cu ceilalți O să te iubească o lună într Da, da, Mintea de da, la început da, da, da. Ție ce -ți da, da. zice mintea dacă inima ta Bate mai repede pentru inima mea <laughs> E o întrebare foarte bună. Zipuvese. Am să mă gândesc la asta. Ei, hey, nu e corect, nu e corect, nu e corect, nu corect. Și înțelegeți de ce. Ok. Să trecem peste asta. Să nu păstrăm o amintire neplăcută din ultima noastră emisiune. Exact, exact. Pentru că, pentru că mințile noastre vin cu toate lucrurile acelea negative. Trebuie să inventăm niște povești cu care putem să le păcălim în prima fază până când... Să le liniștim până un când pic, să da. le liniștim da. este expresia cea mai potrivită până când se simt în siguranță. Și după ce se simt în siguranță și văd că noi construim o relație, că inimile noastre nu bat de nebune una pentru cealaltă, încep și ele să să, 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 să scrie capitole da, din povestea da, asta. Da, Foarte putem face poate. același lucru și cu copii? De fiecare dată. Și la copii aceeași minte care vine și... Uh transmite avertizmente în prima fază? Sigur, și copiii învață din experiențele cu care se confruntă și toate eșecurile, dificultățile, provocările rămân acolo și ne fac să fim mai vigilenți, dar vine povestea și ne liniștește. Vine povestea și ne spune că dincolo de frică, dincolo de teamă, dincolo de îngrijorare mai există ceva. Iubire, speranță, încredere, mi se pare că asta fac poveștile cu adevărat importante. Ne ajută să vedem cum foarte, foarte foarte frumos ai spus, la partea invizibilă a vieții, și anume trăirile, emoțiile, resursele. O să ne întoarcem uh, imediat să vorbim de ce în povești conflictul este creat pe mama care moare foarte repede, pe tata care și-a părăsit toată familia, pe recăsătoria dintre uh, părintele rămas în viață cu cineva rău neapărat, despre frații vitregi care o uh, fratele bun. De, de ce aceste povești Vești, mm -hmm. Sunt cele care sunt la baza um, copilăriei noastre și, în continuare, scenariile se scriu în această direcție. Mărturisesc că pe mine m-a influențat foarte tare zona asta și am uh, evitat, în tot ce înseamnă lumea zurlii acest gen de construire a conflictului dintr-o poveste. Am căutat alte mijloace prin care, la sfârșit, morala să poată să fie suficient de puternică fără să trecem prin aceste drame. Dar ne întoarcem să povestim pentru că. Face parte din uh, ideea de poveste, și aș vrea ca oamenii să plece în vacanță uh, mult mai. Uh, inspirați. inspirați! Mulțumesc, Așpar! Suntem la antrenorul părinților în ultima jumătate de oră din acest sezon. Așpar, uh, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru că a fost un sezon minunat. Am uh, abordat câteva teme foarte puternice și foarte frumoase. Ne-am distrat foarte tare da, amândoi, exact. am învățat foarte multe lucruri unul de la celălalt și de la ascultătorii noștri care au fost extrem de prezenți și ne-au trimis foarte multe mesaje. Pentru mine a fost o mare binecuvântare să... Pot să fiu cu tine duminică de duminică de la ora 11 la antrenorul părinților. Mulțumesc, tare frumos, Mirela, pentru aceste cuvinte de, de apreciere. Mă fac să mă simt foarte bine, inima mea, apropo de ce am discutat înainte de pauză, să bată mai tare și apreciez foarte, foarte mult și sunt recunoscător pentru fiecare discuție pe care am purtat-o și pentru fiecare moment în care m-am uitat în privirea ta și am văzut lumină, încredere energie pozitivă. Cred că n-am spus-o asta până acum, dar în cadrul tâlnirilor noastre, duminică de duminică, simt că am crescut foarte mult. Simt mulțumesc. că, simt că m-am dezvoltat și că sunt mai, mai conectat la energia mea pozitivă, care a fost modelată de, de tine, așa că mulțumesc Iar eu pot mult. să te asigur că sunt mult mai atentă la felul în care adresez întrebările, la timpul de ascultare pe care îl acord celorlalți, la răbdarea de a învinge impulsul hmm. de a face Lucrurile imediat, sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat, și mă bucur că ele au rămas acolo în Spotify și să știi da. că eu ascult cu drag discuțiile noastre ca un ascultător din afară și mă gândesc că așa, ce Ești plăcut surprinsă? Da, pentru că uit ce am povestit sigur, sigur. și redescoper felul în care noi construim aceste discuții, trebuie să știe ascultătorii noștri că sunt absolut libere, că noi ne vedem foarte rar în afara acestor emisiuni și că oricum când ne vedem, ne apucăm să vorbim despre alte lucruri, nu mai avem timp da. să punem la cale, sunt niște emisiuni absolut spontane care se bazează pe experiența mea de mamă și de om care lucrează în lumea copiilor de 25 de ani, uh -huh. ca și creator, ca și prestator, ca orice vreți voi. Mie nu place să spun că eu nu sunt nici actriță, nici scenarist, nici textier. Pur și simplu, eu fac lucrurile uh, din... Uh, pasiune și din fericire pentru mine întâlnirea cu tine este extrem de benefică pentru tot ceea ce facem noi pentru că mă lași ai avut încredere să mă lași în această spontaneitate eu nu funcționez organizat da, da. dacă tu veneai să avem un scenariu foarte clar Cine ce spune, Ești ce face Ești destul de organizat da, da, eu sunt, uh... Și a fost o surpriză foarte mare pentru mine Să te lași pe mâna mea Că mă așteptam Adică nu m-ar fi surprins dacă ziceai Uite, vreau să vorbim despre asta și despre asta Și, și să-ți dau e... întrebările pe care să le adresezi Nu neapărat <laughs> întrebările, dar măcar un cadru Știi? Da, da, să da. Și să punctăm să... Mm -hmm. Deci când am văzut că mă lași întrebam mea, <laughs> pentru că tu ești un psiholog foarte deștept. Știi că a zis Marius Aștilean, a zis: Există psiholog și gașpar, <laughs> după o conferință la care ne-a văzut uh, și te-a văzut. Uh, uh, faptul că ai avut încredere <laughs> să, să mergi în felul meu liber de a construi discuțiile, pe mine m-a ajutat foarte tare să rămân eu, să nu fiu. Cred enorm că. E important să fim în flux și să ne ducem pe ce simțim da. că dăm energie în momentul ăla, nu știință. Hmm. Pentru că știința e acolo, dar energia uneori e mai multă, alteori e mai puțină. Și dacă te duci pe energia aia care e mai multă, folosind știința pe care o ai deja, trece, oamenilor din televiziune le place această expresie, trece sticla. Da. La noi trece microfonul trece frecvența <laughs> Hai să vedem de ce frații Grimm și Anderson și toți uh, uh, mari scriitori au ales dramele acestea foarte puternice în care mamele mor foarte devreme, tații sunt niște Personaje negative în viețile copiilor, părinții cu care se recăsătoresc cei rămași singuri sunt niște oameni răi, frații din alte relații sunt neapărat dușmanii copiilor. Cred că sunt mai multe explicații. Există în psihologie această teorie care ne spune că o poveste. E construită pentru a ajuta inconștientul sau subconștientul să gestioneze mai ușor durerea și suferința. Și dacă ne gândim cum arăta viața în acele vremuri, atunci durata de viață a oamenilor nu era foarte lungă, problemele de sănătate erau foarte multe, multe mame riscau să moară la naștere, mulți copii nu supraviețuiau pentru că condițiile medicale erau așa cum erau. Și cred că o explicație este dată de faptul că aceste povești au ajutat pe oameni să accepte provocările, durerea, suferința, moartea, la toate lucrurile reprimate în inconștient un pic mai ușor. Dacă ne uităm la cum arată poveștile din zilele noastre, o să vedem că dinamica este alta. În atât de multe povești surprindem aspecte în care cineva salvează lumea, supereroii s-au umanizat, nu mai sunt atât de supereroi pe cât erau acum două, trei, patru decenii. E foarte interesant de văzut cum se schimbă conținutul unei povești în timp, cum istoria adaptează... exact e, e adaptată și conținutul poveștii este adaptat în funcție vremurilor. de vremurile și realitatea care... Pe care o trăim? Eu a trebuit să fac la un moment dat pentru un brand să adaptez trei povești, le găsesc ascultătorii pe site-ul Zorli. Cum ar fi fost capra cu trei z și Hansel și Gretel dacă exista tehnologie pe vremea lor. Mm. Sunt foarte simpatice, <laughs> pentru că am putut să mă folosesc de telefon, de da, GPS, da. de alarme, de... Um, GPS-ul pentru Ansel și greter ar fi ajutat de, mult, de, da? De, uh, camerele de supraveghere pentru, fata, da. pentru capra cu 3S. E foarte, foarte, <laughs> e, sunt foarte haioase, vi le recomand cu drag. Și le, le putem acolo. citi pe, pe da, site. Și sunt jucate, sunt, sunt jucate chiar. de gașcazurli, da, Aha. Eu le citesc și ei le interpretează le în scenă, și, da? le, și le ascultă. Dacă ar fi să recomanzi astăzi o poveste părinților să o citească neapărat copiilor lor, care ar fi? Uite, primul lucru care mi-a venit în minte, nu știu dacă va face sens pentru tine sau nu, e să-i citim copilului povestea vieții noastre să îndrăznim, să îl introducem pe copil în povestea vieții noastre, în așa fel încât să nu fie nici prea mult, nici prea puțin pentru el și să-l să ajutăm pe copil să ne cunoască, să ne descopere. Păi ajută-mă, uite, eu sunt copilul tău și uh -huh. cum arată povestea vieții tale? A fost odată ca niciodată uh, un bărbat care s-a îndrăgostit de o femeie și a făcut multe lucruri frumoase pentru această femeie. I-a adus flori, i-a cântat, i-a scris bilețele în care și-a exprimat iubirea față de ea. Iar această femeie a fost foarte încântată și efectiv a înflorit ca o floare. Și a avut culoarea cea mai frumoasă, parfumul cel mai minunat. După o perioadă de timp, cei doi uh, și au dat seama că ceva lipsește și au decis să facă loc în viața lor, lor de familie și a mai apărut un uh, membru, și anume un băiețel. După o perioadă de timp a mai apărut o fetiță. Doar că pe măsură ce timpul a trecut, bărbatul și femeia au uitat de iubirea lor și și au îndreptat atenția asupra băiețelului și asupra fetiței care N-au avut posibilitatea de a învăța ce înseamnă iubirea. Și au ajuns la vârsta adultă, fără să înflorească, fără să aibă acel parfum minunat, pentru că ei nu cunoșteau asta. Și au avut nevoie să meargă la școală, la facultate, să citească foarte, foarte multe cărți pentru a învăța să își descopere propria frumusețe, pentru a învăța ce înseamnă propria culoare, pentru a învăța că în această viață există și lumină și frumos, nu doar întuneric. Foarte frumos. Asta e dași, ce, fără. ce. Uite, dacă rămâi vreodată acum, fără moment. Moment. job, să știi că uh, la editura Zurli <laughs> noi scoatem povești pe bandă. Eu i-am spus Mai ei o poveste. Nu m-am gândit la povestea vieții mele. În schimb, m-am gândit la povestea felului în care ea a apărut pe lume, pentru că la un moment dat s-a pus întrebarea de ce tatăl ei a plecat, iar eu a trebuit să fac o poveste și despre asta și am spus mai povestea care suna cam așa, din totdeauna eu mi-am dorit să am copii și mi-am dorit foarte tare să am o fetiță, mm -hmm. pentru că visam cum o să am o fetiță care să fie o bucurie de copil cu părul castaniu așa cârlionțat și cu ochii căprui migdalați și cu buzele roșii și pielea ciocolatie și o fetiță care zâmbește și râde tot timpul și mai spunea, ca mine, ca mine, da, și mi-am dorit, chiar, chiar mi-am dorit să o cheme așa un nume simplu și cea Maia? Zic, da, Maia. Și visam că fetița aceea o să fie foarte bucuroasă și o să iubească animalele cum iubesc eu căței, exact cum iubești tu căței și să-i placă să cânte și să danseze. Păi dacă eu știu toată sărbarea de la grădiniță. Păi exact așa mi-am și imaginat și mi-am imaginat că o să am o mașină și o să o pun în mașină, și o să călătorim împreună în toată lumea, și o să mergem în excursii. Și, și, și ce s-a întâmplat, mama? Păi mi-am dat seama că eu nu pot să am singur acel copil. Mm -hmm. Și m-am dus să caut acel bărbat care să fie cel mai potrivit și care să-și dorească să mă ajute să-mi împlinesc visul. Și l-am văzut pe tatăl tău. Mm -hmm. Și am zis, acesta este bărbatul potrivit să mă ajute să aduc pe lume fetița pe care o visez. Și am vorbit cu el, și el a fost de acord, și uh, ne-am îndrăgostit, și ne-am iubit, și a apărut tu. Și visul meu s-a împlinit. Și bărbatul acela mi-a împlinit mie cel mai frumos vis din viața mea. Doar că el a trebuit să plece la un moment dat pentru că avea treabă în altă parte. Dar m-a lăsat pe mine cu cel mai frumos vis din viața mea, iar eu sunt recunoscătoare până la sfârșitul vieții, că datorită lui existi tu. Asta a făcut-o pe Maia să-și așeze foarte frumos hmm. relația și rolul tatălui ei în familia în poveste, noastră. Da, în chiar dacă, ei, da. Chiar dacă noi nu mai eram împreună, dar ăsta, știi care-i culmea, Gașpar? că ăsta e adevărul Sigur. că eu n-am inventat de fapt nimic Că un adevăr spus în așa fel încât mintea mai ei să-l înțeleagă mintea unui copilaș să înțeleagă acesta este adevărul majorității copiilor din lumea asta aproape toți copiii s-au născut din visul unor oameni da. mari doar că oamenii uită că ei și-au visat visul ăsta și că visul ăsta s-a realizat mm -hmm. cu ajutorul altor oameni și dacă l am reușit să ne oprim la această poveste, ok, există și partea a doua, și partea a treia, și partea sigur, a patra. Sigur. Dar hai să păstrăm capitolul ăsta 1 în viețile copiilor noștri, exact. așa curat cum a fost, nemurdărit de nimic din ceea ce urmează să se întâmple mai departe. Și toți copiii cred că au nevoie de acest capitol pur, curat, frumos, plin de iubire, pentru că asta le dă posibilitatea de a se încărca cu energie pozitivă. Dragi părinți, intrați pe Facebook la Antrenorul <laughs> Părinților și scrieți la comentarii capitolul 1 din povestea copilului vostru. Da. Acel capitol, atât, capitolul 1 din povestea lor, iar eu, cu toată dragostea, o să vă ofer așa, de la magazinul Zurli. Căsuța Zurli este o poveste despre cum îi învățăm pe copii că ordinea este importantă, dura, vura, are toate șosetele desperecheate în regatul șosetelor. Când nu găsiți o șosetă, să știți că e acolo. Și atunci, în această poveste, din Căsuța Zurli, ei învață cum să facă ordine în Căsuță, în așa fel încât să nu domnească haosul în casele noastre și turavura să nu reușească să adune toate șosetele. Pentru cei care doar ne ascultă, vreau să vă spun că ilustrațiile din această poveste sunt absolut minunate. E un spectacol de culori, de forme, de sunt minunate. Mulțumim Cristina. Cristina Enache, știi că i-am stat 10 ani cu poveștile în sertar, mm -hmm. pentru că n-am găsit un desenator -o care -o pe să Cristina. Pleacă. Am așteptat o pe da. Cristina, pentru că majoritatea celor pe care i-am contactat făceau caricaturi. Mm -hmm. uh, fi, uite, vezi e foarte e foarte rotundă da, această da, imagine. Da, e multă Le făceau foarte lunguiețe, mm -hmm. ori foarte ascuțit nu înseamnă neapărat și cal și prietenos, de-aia da. sunt foarte drăguți, <laughs> că sunt rotunți. Și a venit Cristina în viața mea, care Cristina picta icoane pe sticlă și avea un fel special de a desena îngeri și arhangheli și sfinți care... Am înțeles exact ceea ce îmi doresc deci căsuța zurli din da, partea mea pentru așa. copilul din familie da, da. dincolo de parenting și teorii, discuțiile mele cu gașpar puse în cartea dincolo de parenting și teorii, pentru adulții din familie și pentru toată familia jocuri de jucat primăvara o am la mine le-o trimit sunt 60-70 de wow, jocuri care wow, pot fi jucate wow. oricând oriunde impresionant Gaspar tu cu ce vii pe masă pentru cel care va câștiga de pe Facebook scriind la comentarii primul capitol din povestea copilului. Din partea paginii de psihologie avem ziarul pagina de psihologie, de care deja știi cât sunt de mândru și avem această carte semnată de Bethany Saltman care e ca o poveste, știința atașamentului. Bethany ne prezintă felul în care a învățat ea să fie o mamă suficient de bună. Pentru fetița ei, cum și-a dat voie să caute, să fie curioasă. Ea e un jurnalist, de altfel, la bază și asta de vorbă cu foarte, foarte mulți specialiști în creșterea și dezvoltarea copilului, pentru a înțelege un pic mai bine psihologia copilului și pentru a deveni mama de care fetița ei să fie mândră. Din toate, mulțumim, Cașpar, din toate edițiile din acest sezon, care ți-a rămas în minte? O oh, ce întrebare grea. Uh, 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 uh. a fost o ediție în care am vorbit despre niște broscuțe și Așa. probabil că va rămâne de referință va rămâne de referință uh. comentariile de la postările de pe Facebook Uh, și mi-a plăcut foarte mult ediția de astăzi, în care, în care am vorbit despre povești și am simțit așa pe parcursul discuției: cum s-a relaxat corpul meu, cum uh, parcă am devenit mai ușor, mai, uh, mai, uh, mai prezent. Uh... Mie mi-a rămas în minte emisiunea despre credință și despre cum introducem uh -huh. religia în viața copiilor noștri și îți mărturisesc că m-a impresionat foarte tare mărturisirea ta că întâlnirile cu mine uh, te-au influențat, că tot vorbeam săptămâna Absolut, trecută da. despre influențe legate de credință. Și dacă ar fi să închidem acest sezon cu finalul poveștii antrenorul părinților, cum ar suna acest final, domnul Gașpar? Hmm, e o întrebare e o întrebare grea care mă emoționează de regulă atunci când vine vorba de a scrie un, un final al unui capitol mă, mă trec multe emoții nu știu, tot ceea ce îmi vine să spun e că le mulțumesc celor care ne-au ascultat, le mulțumesc celor de la Europa FM pentru încrederea cu care ne-au investit și să ne reamintim zi de zi ceea ce am învățat de la tine și anume când ne așezăm la volan să ne punem un zâmbet îmbet pe chip pentru că aducem prin asta energie pozitivă în lume și să nu uităm niciodată cât de importante sunt relațiile pentru că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea și durata vieții noastre. Eu cred și sper că în urma acestor întâlniri ale noastre la Europa FM Rămân în urma noastră foarte mulți ascultători care au trăit niște ahauri, care au râs de câteva ori din tot sufletul, care au lăcrimat împreună cu noi în momentele emoționante. Am sentimentul lucrului bine făcut și cu da, sens da. și sunt foarte recunoscătoare că ni s-a întâmplat această experiență absolut extraordinară. Le mulțumesc ascultătorilor, le mulțumesc celor de la Europa. Îți mulțumesc ție și echipei lui Alex, Alinei, da, da. Beatrice, Simonei. Simone, da, da. le mulțumesc din toată inima pentru că fără ei noi am putea să povestim dar ei sunt cei care încheie lucrurile frumos și dacă ar fi să încheie această emisiune așa, în stilul da. meu eu aș spune așa și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți și mai trăiesc și astăzi Undeva, într-un colț de lume, depunând amintiri despre una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Mulțumesc, Cașpar. Mulțumesc, Mirela. Vacanțe frumoase, oameni dragi. Să ne vedem cu bine și să ne reauzim. Iar când vi se face dor de noi, intrați pe Spotify, acolo suntem. Mirela Retecan și Cașpar Gyorghi. Antrenorul părinților la Europa FM.